Anchetatorii spun că hoții au acționat la pont și asta pentru că de aproape o săptămână oficiul poștal nu mai avea contract cu nicio firmă de pază. Fără un sistem de alarmă care să le semnaleze prezența, aceștia au putut acționa în tihnă. Au tăiat gratile de la intrarea în poștă și au mers direct la safe-ul situat la etaj. Apoi i-au tăiat picioarele cu un flex și l-au aruncat pe geam. La plecare au luat cheile unei mașini de poștă și au plecat cu ea spre Constanța. Nu au lăsat nicio urmă. Cu mașina de la poștă prin oraș au asigurat alibiul perfect, au luat banii și au abandonat auto speciala la câțiva zeci de kilometri distanță. Jaful a fost observat abia dimineață când angajații poștei au venit la lucru. Criminaliștii au cercetat mașina abandonată centimetru cu centimetru în încercarea de a da de urma autorilor. Tot județul este acum împânzit de filtre ale poliției. Cei 470.000 de lei reprezintă pensiile și alocațiile a sute de localnici din Medjidia. Polițiștii spun că au un cerc de suspecți, dar ancheta înaintează foarte greu.